Deci pachetul de propuneri practic este finalizat colegii mei de la Partidul Democrat. Sunt în proces de a pune ultimele detalii în acest pachet. Săptămâna viitoare va fi făcut public acest pachet cu aceste propuneri. Nu cred că veți găsi ceva arhinou, fiindcă mare majoritatea acestor propuneri au fost sonorizate în trecut, într-un fel sau altul, da? Deci într-un pachete mai înguste sau poate au mers ca propuneri segmentare. Acum, esența acestei oferte vine cu sistematizarea unui tablou pe ansamblu, care este viziunea Partidului Democrat. Evident că această viziune, noi vom solicita suportul și celorlalte grupuri politice din cadrul Parlamentului. Și în mod normal, am menționat și săptămâna trecută, atunci când am făcut referință și la Curtea de Conturi, când am făcut referință la Comisia Electorală Centrală, da, noi suntem disponibili pentru a discuta și aspecte care vizează politica de personal în acest sens.